Revin temperaturile la pragul caniculei. În zilele următoare vor fi maxime de până la 32 de grade Celsius. În legătură directă cu noi este doamna Elena Matescu, directora ANM. Mulțumesc, doamna Matescu, pentru intervenție. Unde se vor înregistra 32 de grade? Bun găsit, vorbim de majoritatea zonelor, mai ales începând de miercuri, când vom consemna valori la scara întregii țări între 21 până la 30-31 de grade, ceea ce înseamnă valori cu mult mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Mâine este posibil să consemnăm 19 până la 29 de grade, dar în același timp să mai vorbim și de precipitații în Maramureș, Transilvania, Crișana, Banat, local în Oltenia și în nordul Moldovei, acolo unde averzele pe intervale scurte de timp sau prin acumulare la nivel local vor putea înregistra valori de peste 15-20 de litri pe metru pătrat, în timp ce în restul țării, respectiv în partea de sud-sud-est, acestea vor înregistra o probabilitate redusă de a se consemna ca și valori cantitative mai însemnate. Vorbim și de vânt în partea de vest-nord-est a țării, dar și în zona montană, cu rafale în general de 50-60 de km pe oră, după care de miercuri o vreme în încălzire în majoritatea zonelor, așa cum menționam, chiar mai caldă decât în mod obișnuit și mai ales în a doua parte a săptămânii și sfârșitul de săptămână, care va aduce chiar valori de până la 31-32 de grade în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, inclusiv în capitală. Mulțumesc, doamna Matescu, pentru această intervenție. Mergem mai departe acum.